viața cu lui. O să plec. Trebuie să ajut pe cineva la mașină. Claxonul ăla mi-amintește de mașina lui taică-meu. Cât o iubea. O prezenta oamenilor. Mașina mea. Da, și acolo e familia mea. Mă gândesc să o schimb. Glumeam. Tata credea că mașina lui face orice. Știi lui, dacă ar avea aripi, ar zbura. De ce nu încerci, tată? Ha? Nu face pe deșteptul lui? Așa îmi spunea tata mereu. Și niciodată nu i-am răspuns. Ha? Cum e, tată? Par destul de tâmpit? Nu-mi plăcea să lucrăm la mașină. Eu trebuia să-i dau sculele. Stăteam și înmânam sculele. Nu știam nimic despre scule. Lui, dă-mi cheia de nouă. Ha? Are monerul bleu? Mă distram doar când se lovea la degete. Și cheia sosea. Păzea, e cheia fixă de nouă. Născut în Rambler, tata își iubea mașina. O trata ca pe un membru al familiei. Te simți bine? Mai bine, mersi. Nu trebuia să mănânc cornul caramel la micul dejun. Nu vorbeam cu tine. Vorbeam cu micuța mea de aici. Cum te simți, prietena mea, pe roți? Cine a pus benzină fără plumb? De fapt, pentru el mașina era membrul preferat al familiei. O prezenta și oamenilor. Johnson, Mordecai, veniți! Iată Ramblerul meu. Hei, tată, și noi? A, da, și acolo e familia mea. Ei, ce motor frumos ai, Anderson. A, da, pozele din portofelul tău nu avantajează. De ce trecem prin asta în fiecare an, tată? Este un genitor. Ce vrei să spui? Avem dreptul să participăm la paradă. E ziua veteranilor. Dar uite-te la mașini, sunt clasice. Model T, Bentley, Studebaker. Și Ramblerul. Și el e clasic. Să știi, când l-au făcut, au spart tiparul. Or fi avut un motiv întemeiat. Chestia e că după 20 de ani de serviciu, cel mai important membru al familiei s-a îmbolnăvit. Hai, plecați-vă! Nu cred că o să reușim, tată. Are dreptate! Reușim noi! Evacuăm! Trecem pe manual! O luăm de la capăt! Haide, împingeți mai tare! Ceștile ne depășesc! Hei, Lini, să te ajut? Da! No, foarte original! Ușurel? Ramblerul mai fusese bolnav, dar acum s-a terminat. De ce sunteți triști? De ce? Mașina, tată. E moartă. Ce vorbiți voi acolo, fetiță? E obosită. Știu eu, a avut și zile mai bune. Și ce? Cine n-a avut? Eu, la 8 ani speram să nu fi atins deja apogeul vieții mele. Are nevoie doar de odihnă. Așa că să facem liniște și să o lăsăm pe ceșcuța mea să doarmă puțin. Nu vine untru, tată? Ce? Și să o las pe fetița mea afară? O pradă ideală pentru toți hoții? N-aș prea crede. Oh, da, tată. Sunt sigur că vor veni cei mai mari hoți din lume doar ca să-ți fure Ramblerul ăsta decedat. N-aș fi surprins. Vedeți? Tare ca piatra! E sănătoasă tun! Iar ne face de rușine. Pe mai târziu, neîncrezătorilor! Mă duc la muncă cu mașina. Păcăleală. Ce? Să nu vă aud! Așa că tata a băgat-o la terapie intensivă și așa a rămas săptămâni întregi, în timp ce doctorul Anderson încerca toate metodele de resuscitare cunoscute. Cod albastru! Cod albastru! Pierdem! Tata! Ce vrei să faci, să mă omori? Nu! Te-ai furișat pe lângă doctorul Doolittle în timpul unei operații pe inimă? E o întrebare capcană? Mama a zis că ți-e foame, ți-am adus mâncare. Ți-ai terminat lecțiile? Da. Bun, atunci mă ajuți la mașină. Spală-te, micuțul meu chirurg.
Uite sculele lui, învață-le, iubește-le și tratează-le cu respectul cuvenit. Dar tata... Gata, gata, e timpul Rambler. Ce e fix în lui? De nou, a? Bine, stai puțin. Greșit! 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 Nicio grijă lui. Chiar și cei mai buni dintre noi se sperie în fața unei operații pe capota deschisă. Ah, evacuarea. Ce frumusețe. Stă cam slab cu lichidul de fără. Poftim, tata. Lui! Pe tine voiam să te văd. Ți-ai terminat temele? Nu. Încă nu. Sunt sigur că nu, tată. De câte ori ți-am spus să le termini înainte de cină? Ca pedeapsă, mă vei ajuta la mașină. Nu. Nu e grozav lui? Nimic nu e ca relația tată-fiu. În fiecare seară l-ajutam pe tata la mașină. După o săptămână am descoperit că tata, ca un geniu al automobilelor ce era, putea transforma o mașină ce abia mergea. Gata, tata, încearcă. Într-o mașină care nu mergea deloc. Ce fac mecanicii mei? Ați aflat deja ce probleme are? Da, nu merge. Știi, Andy, poate e timpul să ne gândim la o mașină nouă. Ce? Cât de răi și de cruz sunteți. Fetița face parte din familie. L-am alungat noi pe lui când avea varicelă? No. E drept că am stat puțin pe gânduri. Dar familia e familie. Vai, mersi, tata. Cardanul e legat la direcție. Direcția e legată la cutia de viteze. Au... Lui, trezește-te. Che concavă? Che fixă? Băieți, se apropie ziua tatălui vostru. V-ați gândit ce vreți să-i luați? Eu mă gândeam să fac o sculptură cu numele lui. Ce original, Tommy. Eu vreau să iau... E foarte bine. Dar eu mă gândeam să contribuim cu toții și să-i luăm un cadou mare. O mașină. Ce? De jucărie? Nu ne permitem o mașină. Nu încă. Știam că ziua asta va veni cândva. Mașinile nu țin o viață. Așa că am pus bani deoparte în fiecare zi. Aha, da, nu avem noi de înghețată niciodată. Haide să o luăm. Oh, nu, nu încă. Nu vor fi destui până nu se umple borcanul. Bună seara! Lui, e o zi mare azi. E seara, scoateți manșonul. Atunci am hotărât că avem o singură misiune. Pentru prima dată în viață voiam să umplu un borcan de bomboane în loc să-l golesc. Dacă o să mai lucrez cu tata la mașină încă o lună, o să o iau razna. Ne putem angaja. Ce tâmpenie. Cine ne va plăti? Lumea nu dă bani degeaba, să știi. Tommy, Tommy, e o glumă, nu? Dep pe trotuar? Hei, Luis Dance Junior! Hei, ce crezi tu că faci? Dansul ploii? Ia te uite! Ia te uite! Uite că a mers! E clar că nu eram talentatul familiei. Era timpul să dau lovitura. Trebuie să fac rost de bani. Ce vrei, puștule? Am venit pentru o slujbă. Vreau bani pentru o mașină. Poți conduce un motostivuitor? Oh, singur, motostivuitor, orice vreți. Sunt un ridicător născut. Oh, n-aș zice. Următorul! Haide, mă pricep la pizza. O bambină! Ia, râd eu. Mama mia, che bambină! Scuze, mi-a scăpat. Abe Lincoln era angajat când era copil. Și Benjamin Franklin a ridicat un smel. N-avea mai mult de 3 ani. Garajul lui Smithy. Perfect. Regret, ești prea... mic, știu, am auzit. Nu, ești prea... scund, bine, calcă-mă în picioare. Nu, 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 e prea târziu. L-am angajat ieri pe nepotul meu. Uite-l acolo, ăla e Richie. Ce noroc, nepotist. Dar de rezultate? Hei, Richie, lasă benzile desenate și adu-mi o cheie fixă. De nouă, astăzi Richie. Domnule Smithy, de nouă.
Hai, Ricci! Te concediez! Anderson, legea nu-mi permite să te angajez. Dar te-ar interesa să lucrezi după școală? Marfă! Pentru tine, tată! Andy, aici erai? Te caut de mult! Oh, ce bine! Când ai jos instalația de Crăciun de pe casa mea? Ce cu graba asta? Păi, Crăciunul a fost acum 9 luni! Ah, nu-i nimic! Cu o vecină ca tine, zilnic e Crăciun! I-a închei dadul, s-a dus la oraș, că l-are pe un ponel! Nu vrem să le luăm acasă cu noi. Hei, bancul meu. Perfect, mulțumesc mult, băieți. Ce e asta, petrecere? Hei, Wilson, am o cămașă, la fel ca a ta. Hei, Gus, e haina mea. Ce faci, Jason, e halatul meu. Nu mai e. Am chitanță pentru el. Ce se petrece? Vinde-am în curte. A ieșit bine, nu-i așa? Dar îmi vindeți toate lucrurile! Cât vrei pentru piatra de carling? $10. Ea mea! Pune-o jos! Andy, nici măcar nu știi să joci! Gas! Aia-s papucii mei! Chemați poliția! Ăsta e jaf curat! Nu te lau, bani! Nu lăsa-mă bani! Bine, gata! 1, 2, 3... Mulți ani de în casă! Tată, era tortul tău! Era o surpriză? Da? Ca și la Pearl Harbor! Păi, intenția contează! Mersi lui! Du-te și adu-mi puțin tort de pe perete! Hai! Trebuie să vă spun că nu-mi place deloc chestia asta! Vrem să fie o surpriză, tată. Nu mă duceți în spatele casei să mă împușcați. Ah, cine i-a spus? Știam eu. Fii calm, Andy. Nu te duce nimeni în spatele casei să te împuște. N-aveți haz. Haide, n-ar mai fi o surpriză dacă ai ști unde mergi. Dar să nu mai zbiți de stâlpii de telegraf. Ne strică toate planurile. Bună dimineața. Treaptă. Am ajuns. Dă-ți jos eșarfa. Ce naiba? Nu ne permitem o mașină. Ba putem. Și cum rămâne cu Ramblerul? L-am remorcat până aici, cu banii de pe el și ce mai aveam în borcan, ne ajunge pentru o mașină nouă. La mulți ani, tata. Sunt mișcat. Pe bune. La mulți ani, dragă. Ho-ho, salut, bobiroți, e omul vostru, păreți a fi un client deștept, am dreptate. Aveți un Rambler și asta spune multe. Ascultă la mine, Robert Roth, eu nu-s ca fraierii ceilalți. Așa-i, e fraierul șef. Și să-ți mai spun ceva, nu o să mă duci cu vorba ca să cumpăr ceva. Pa! Băi, sunt pe toate drumurile. Tată, e cea mai bună mașină. Andy, toarce ca o pisică. Nu-ți place? Să-mi placă? E cam mult spus. Ce nu-ți place? E silențioasă. Prea silențioasă pentru mine. Nu sunt nerecunoscător. Dar îmi place o mașină la care știi că se petrece ceva sub capotă. De ce nu bubuie când bag în accelerație? De ce nu scârție când virez? Ei, la mulți ani și ție, tată. Dar la mașina asta frâna merge? Frâna? Nu mă enervați cu frâna! Prea sensibilă! De-abia o ating și mașina se oprește scârțind! Da, așa e, tată. Ce urât să ai o mașină care se oprește când apeși pe frână. Unde e farmecul condusului? Asta așa-i. Nu vine untru? Imediat. Tocmai pe tine te așteptam. Ce caută jaful ăsta aici? Taci, fiule, e foarte sensibilă. Unde e mașina nouă?
fără resentimente, dar am returnat-o. Nu eram în largul meu, știi? Parcă eram îmbrăcat în marinar. Da, norocul meu, am reușit să o recuperez repede. Era să o trimită la fiare vechi, poți să mă crezi? Da, mașina nu merge, tata. Lui, ascultă-mă. La o mașină nu contează doar dacă merge sau nu, înțelegi? Nu. Uită-te cu atenție la Rambler. Ce observi? Un pres papir uriaș. Tu ce vezi, tata? Îți spun imediat. Când mă uit la mașină, văd un prieten. Parcă face parte din viața mea dintotdeauna. Da. La întoarcerea de pe front, ghici cine mă aștepta? Mama? No, Ramblerul, chiar el, spală-mă. Prima întâlnire cu mama ta a fost în Rambler. Wendy, credeam că mă duci la un musical. Exact, toți încep să fluiere după ce distrug podul. Am cerut-o de soție în Rambler. Aura, vreau să te întreb ceva. Da, Andy. Vreau să te înrolezi în patrula mea pentru marea misiune. Ce spui? Oh, Andy, am crezut că nu mă mai întreb. Doi dintre voi v-ați născut în mașină? Andy, e timpul. O secundă, draga mea. N-am o secundă. Acum, Andy. Ce naiba? Medic! E vreun medic pe aici? Da, ce zi? Wow! M-am născut la cinema. Așa e. Am fi stat și la al doilea film, dar au vrut să plătim pentru încă o persoană. Da, am trecut prin multe. Cine? Noi doi, tată? No, eu și Ramblerul. Hai, du-te și adu-mi cheia fixă. De nou, trebuie să strângem ceva, prietene. Hai. Wow! Brusc am avut o viziune a viitorului. Ce-ai făcut cu cheia fixă lui? E în mâna ta, tată. Nu fi obraznic, fiule. Astăzi, lui! Trebuia să acționez, repede. Și atunci mi-am dat seama ce-am făcut. Hai, Smithy, ajută-mă, te rog. Bine, te ajut. Am fost de acord să-l ajut pe Smithy 3 după amieze pe săptămână. Și el a fost de acord să se strecoare în garajul nostru 3 nopți pe săptămână și să mă ajute. Ei bine, a venit doctorul. Unde e miracolul științei moderne automobilului? Pe aici. Zilele mele au devenit o amestecătură de valve, manșoane și injectoare de benzină. Și apoi, într-o dimineață... E un miracol! Fetița s-a întors! Mulțumesc! Și așa, membrul cel mai important al familiei a mai apucat o paradă de ziua veteranilor. Nu cred că vom reuși, Andy. Vrei să coborăm și să împingem, tată? Vom reuși! Așa e, vom reuși! Nu mă îndoiesc! Vedeți? Am reușit! Trebuie să aveți puțină încredere! Da, încredere! Mașina e clasică! Uite, un băiat care se pricepe la automobile! Lui, te rog să-mi faci un serviciu. După parada, mulțumește-i lui Smithy. Ha? Știai despre Smithy? Sigur că știam. Nu-i fiu mecanicul anului, dar nici tâmpit nu sunt. Eu văd totul lui. Tată, poza! E bine, bine, văd aproape totul. Sărbători fericite, tată. Mersi, fiule. Ești de treabă.